În minutele care urmează pe Exclusiv TV, veți vedea ședința Consiliului Local din Dărmănești, județul Bacău. Vizionare plăcută! Bună ziua, doamnelor, domnilor! Bine ați venit la ședința ordinară a Consiliului Local din luna mai. O ședință în care avem câteva proiecte cu impact și deosebit de importante pentru dezvoltarea comunității. Rog pe domnul președinte de ședință spre conducerea ședinței. Bună ziua și bine ați venit la lucrările ședinței ordinare a Consiliului Local din orașul Dărmănești, ce au loc în data de 29.05.2023, cu prezență fizică, prin mijloace electronice, începând cu ora 12.30 ședința pre-comisii și ora 13 ședința în plen. Ordinea de zi are un număr de 10 puncte. Încep cu punctul numărul 1, aprobarea proiectului ordinii de zi a ședinței ordinare din data de 29.05.2023. Cine este pentru? Se abține cineva? Este cineva împotrivă? În unanimitate, acest punct a fost aprobat. Punctul numărul 2, aprobarea procesului verbal al ședinței ordinare din data de 28.04.2023. Cine este pentru? Este cineva împotrivă? Se abține cineva? În unanimitate și acest punct de ordine de zi a fost aprobat. Punctul numărul 3, aprobarea procesului verbal al ședinței extraordinare din data de 17.05.2023. Cine este pentru? Se abține cineva? Mă abțin, dar n-am fost la ședință. Domnul Marașu. N-am fost la ședință. 16 voturi pentru și o abținere. Și acest punct de pe ordinea de zi a fost aprobat. Punctul numărul 4 pe ordinea de zi. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuție a bugetului de venituri și cheltuieli a orașului Dărmănești la data de 31.03.2023, inițiator al proiectului, domnul primar al orașului Dărmănești. Domnul primar, vă rugăm. Câteva precizări, conform legislației în vigoare, la sfârșitul fiecărui trimestru, tragem linie și aprobăm execuția bugetului local. În proiectul de față, propunem aprobarea execuției bugetului local la data de 31.03.2023, conform anexelor pe care le-am prezentat. Rog pe doamna contabil șef, pe scurt, să ne spună despre ce este vorba. La partea de venituri s-a încheiat primul trimestru pentru bugetul local în sumă de 8.500.402 lei. Iar la partea de cheltuieli ca execuție avem 4.268.504. În partea de execuție, la gradul de realizare a veniturilor pe total, pe buget local, avem 57.65%. Asta înseamnă că veniturile încasate până la momentul 31.03.2023 a fost 57.65%. Așa cum am zis și domnul primar, după închiderea primului trimestru se aprobă execuția bugetului local și bugetul la autofinanțate, ce ține de piață și pășun. Mulțumim, domnule primar. Dacă sunt ceva întrebări, dacă aveți, avem și indicatorii dați de ANAF. În comparație cu anul trecut, cum ne situăm? Pe primul trimestru? Da. Nu mai bine decât am trecut. Dar oricum, în prima parte a anului se fac cele mai mari în casă. Asta vreau eu să spun că nu e un element de comparație între prima și a doua parte, pentru că dacă în primul trimestru avem creșteri serioase de încasări vis-a-vis de programarea pe care a făcut-o la începutul anului, și mai exact suntem undeva 175% încasări din prognoză, observăm că trimestrul 2-3 avem prăbușiri la fel de spectaculoase ca, eu știu, creșterea din primul trimestru. Datorită bonificațiilor date, am înregistrat o creștere a veniturilor în primul trimestru. Ideea este la sfârșitul anului să vedem acolo când închidem, pentru că, da, la partea de
venituri din bugetul local, dacă nu reușim să ne atingem țintele, avem o reală problemă. Deci, acum suntem un pic mai bine decât anul trecut, dar, pe total, ne vom putea da seama. Încă nu am început investițiile, plățile la dezvoltare. De asta veniturile sunt mai mari, iar cheltuielile sunt mai mici. Pentru că noi acum avem proiectele în diverse faze lansate și când vor veni în septembrie de conturi, vom vedea acolo casări foarte mici și plăți foarte, foarte mari. Da. Mulțumesc. Mai sunt întrebări? Dacă nu mai sunt întrebări, se pun la vot. Cine este pentru? Se abține cineva? Este cineva împotriva? Fac precizarea că toate proiectele de pe ordinea de zi au fost supuse dezbaterii comisiilor de specialitate, având avizul favorabil al acestora. Punctul numărul 5 pe ordinea de zi, proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli al orașului Dărmănești, județul Bacău, pe anul 2023. Inițiator al proiectului, domnul primar al orașului Dărmănești. Domnule primar, vă rog. Câteva precizări și aici. Este vorba de obiectivul de investiții pe care urmează să-l lansăm în execuție și mai exact de aplicarea și modernizarea unui parchet de 4 străzi, finanțat, așa cum spuneam, din buget local. Când am făcut estimarea bugetului, am prevăzut sume pe fiecare stradă în parte. Astăzi, în urma proiectelor tehnice, avem mici corecții. Valoarea totală a pachetului de 4 străzi nu se modifică. În schimb, apar mici, eu știu, fluctuații între străzi. De exemplu, pe strada Dumbrave aveam alocat 188.000 de lei mai mult decât valoarea rezultată în urma proiectării. Pe strada Castanilor avem în urma proiectării 244.000 de lei mai mult decât prognozasem noi. Pe strada Valea Malului avem noi bugetat cu 56.000 mai mult. Ce facem astăzi prin această rectificare? Repet, fără a modifica valoarea totală a proiectului, reașezăm sumele în funcție de indicatorii care au rezultat în urma proiectării, în așa fel încât cred că astăzi acest obiectiv de investiții va fi lansat în SICAP. Sperăm să se și ajudece cât mai repede. Spuneam în așa fel încât, la momentul în care vom trage din acești bani, pe fiecare stradă să avem exact sumele alocate conform proiectului tehnic. Dacă sunt întrebări? Dacă nu sunt întrebări, supunem la vot punctul numărul 5 de pe ordinea de zi. Cine este pentru? Se abține cineva? Este cineva împotrivă? În unanimitate a fost adoptat și acest proiect de hotărâre. Punctul numărul 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Clubului Sportiv Uzo Dărmănești pe anul 2023. Inițiatorul proiectului, domnul primar al orașului Dărmănești. Domnule primar, vă rog. Da. Aș vrea să fac în primul rând trimitere la adresa transmisă de Ministerul Finanțelor în februarie 2023, prin care mi se solicită ca finanțările către activitățile destinate, dedicate sportului, să fie făcute cu respectarea legislației și anume articolul 26 din legea 69/2000, legea educației fizice și a sportului, care ne reamintește faptul că în situația cluburilor sportive avem două variante, fie este o persoană juridică de drept privat, fie este o persoană juridică de drept public. UAT Oraș Dărmănești are un club sportiv care este persoană juridică de drept public și ca atare, astăzi, prin acest proiect de hotărâre, nu facem altceva decât aprobăm bugetul de venituri și cheltuieli pentru 2023 pentru Clubul Sportiv Uzu Dărmănești, conform anexe 1 pe care o avem atașată. Spuneam și la ședința pe comisii că UAT Oraș Dărmănești are și o asociație sportivă și până anul trecut plățile le făceam prin asociația sportivă. Conform adrese transmise de Ministerul Finanțelor prin Agenția Națională de Administrare Fiscală, începând cu 2023, vom face aceste plăți prin clubul sportiv care l-aveam înființat de mai bine de 10 ani.
Și sigur că, fiind un ordonator terțiar, trebuie să aibă și buget la dispoziție. Deci, practic, astăzi aprobăm acest buget de venituri și cheltuieli. Dacă sunt întrebări? Dacă nu sunt întrebări, supunem la vot punctul numărul 6 de pe ordinea de zi. Cine este pentru? Se abține cineva? Este cineva împotriva? În unanimitate a fost adoptat și acest proiect de hotărâre. Punctul numărul 7 de pe ordinea de zi, ca urmare a solicitării domnului profesor și respectiva consultării din cadrul comisiilor de specialitate, noul proiect de hotărâre va avea următoarea formă. Proiect de hotărâre privind acordarea unui sprijin financiar din bugetul local al orașului Dărmănești în cuantum de 5.000 de lei sportivilor Mazilu Izabel, Vâlcu Mihnea, Stoica Vlad, Gălățean Maia și Ciurlică Beniamin, membrii componenți ai lotului național de badminton, categoria Under 11, în vederea acoperirii cheltuielilor de transport și cazare pentru participarea acestora la campionatul balcanic ce va avea loc în Grecia în perioada 7-9-7-2023. Inițiator, domnul primar al orașului Dărmănești. Domnule primar, vă rugăm. Sigur că la comisie am agreat de comun acord această formulă a proiectului de hotărâre. Inițial aveam doar 3 nume trecute în proiectul de hotărâre. Am aflat că în realitate sunt 5 copii care sunt calificați la Under 11 la campionatul balcanic. Acești bani sunt alocați pe grup, deci întreg grupul va beneficia de 5.000 de lei în vederea achitării costurilor pentru transport. Sigur că am început, cred că timid, cu badmintonul acum 2 ani. Din orașul Dărmănești, datorită muncii și dăruirii profesorului care s-a implicat mult în această poveste, au fost selectați niște copii. Foarte rapid talentul și munca, așa au spus cuvântul, au devenit campion național și iată că acum merg la campionatul balcanic. Sigur că venim cu acest sprijin pentru transport și în funcție de rezultatele pe care le vor obține acolo, într-o eventuală ședință ulterioară vom discuta și de anumite, eu știu, recompense financiare pentru rezultatele obținute. Astăzi, această sumă de 5.000 de lei, 1.000 de euro, pune la dispoziție pentru a asigura transportul. Dacă sunt întrebări, mulțumesc. Dacă nu sunt întrebări, se pune la vot punctul numărul 7 de pe ordinea de zi. Cine este pentru? Se abține cineva? Este cineva împotrivă? În unanimitate a fost adoptat și acest proiect de hotărâre. Punctul numărul 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea analizei studiului de înscriere a datelor în registru agricol pentru trimestrul 1 a anului 2023 și a stabilirii măsurilor pentru eficientizarea acestei activități, inclusiv pentru soluționarea situațiilor particulare identificate la nivelul localității pe linia completării registrului agricol și care nu sunt reglementate prin norme. Inițiator al proiectului, domnul primar al orașului Dărmănești. Domnule primar, vă rugăm. Sigur că și în cazul proiectului de față noi avem responsabilități conform legislației în vigoare și l-am rugat pe domnul secretar ca la fiecare trimestru registrul agricol care este în subordinea dumneavoastră să vină și să prezinte o analiză spre aprobare prin statul de înscriere a datelor în registrul agricol, lucru care trebuia făcut și în cursul anului 2022 și așa mai departe. Deci în fiecare, la fiecare sfârșit de trimestru vom veni cu un proiect de hotărâre care va analiza stadiul de înscriere a datelor în registrul agricol pentru fiecare trimestru în parte. La raportul pe care colegii de la Registrul Agricol l-au anexat, undeva era înserat că a fost transmis către RAN, către Registrul Agricol Național, date în proporție de, eu știu, un procent de 30%. Am rugat să se corecteze, maxim la acest moment avem
între 3 și 5% grad de transmitere, completare și transmitere a datelor, urmând ca domnul secretar să urmărească îndeaproape, și avem aici în anexa numărul 2 niște măsuri pentru eficientizare, să urmărească îndeaproape și îmi doresc ca la proiectul de hotărâre care îl vom avea la ședința următoare, la închiderea trimestrului 2, să vedem aceste procente de interoperabilitate cu RAM-ul la cu totul alte procente. Deci, trimestrial vom face această raportare și să vedem ce se întâmplă, de ce stăm atât de jos cu procentul vis-a-vis de transmiterea datelor către RAM. În schimb, sper eu că orice fel de idee și orice fel de propunere care e în corelare cu legislația trebuie urmărită și ce au făcut și alți colegi din administrația publică, să ne atingem 100% gradul de operabilitate curată. Dacă aveți întrebări, mulțumesc. Dacă nu sunt întrebări, supunem la vot punctul numărul 8 de pe ordinea de zi. Cine este pentru? Se abține cineva? Este cineva împotrivă? În unanimitate a fost adoptat și acest proiect de hotărâre. Punctul numărul 9. Proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de fezabilitate al indicatorilor tehnico-economici și a devizului general pentru obiectivul de investiție înființarea centrelor de colectare prin aport voluntar în orașul Dărmănești de sub Bacău, finanțat prin PNRR, componenta C3, managementul deșeurilor. Inițiator al proiectului, domnul primar al orașului Dărmănești. Domnule primar, vă rog. În ședința de luna trecută, cred că am supus spre aprobare tema, nota și, dacă mi-aduc eu bine aminte, începerea studiului de fezabilitate pentru înființarea centrului de colectare prin aport voluntar, așa zisele CAP-uri. Sigur că astăzi, de la ultima ședință, noi am parcurs etapele, am fost în SICAP, am încheiat contract cu o firmă de profil din țară, avem studiul de fezabilitate, avem devizul general, avem indicatori. Prin acest proiect de hotărâre, astăzi aprobăm, pe de o parte, studiul de fezabilitate, devizul general, devizul general pe cheltuieli eligibile, indicatorii tehnico-economice și valoarea totală a proiectului. Vorbim de un proiect în valoare de 4.528.037 lei cu TVA, finanțat 100% prin PNRR, un proiect care va fi dezvoltat pe raza orașului Dărmănești, în zona Șoim, în spatea Șoimului, un teren de 8.000 de metri pătrați. Acolo vor fi mai multe module care vor fi amplasate acolo, mai multe echipamente, ce permit, valorificarea acelor deșeuri voluminoase din curțile oamenilor și vorbim de deșeuri din lemn, din sticlă, din plastic, cutie, carton, electronice, chiar deșeuri din demolări, din construcții. Fiecare modul va procesa într-o formă sau alta aceste produse ca să le putem, valorifica superior. În felul ăsta reușim să, sper eu, să creștem gradul de colectare selectivă, obiectiv impus de Uniunea Europeană și pentru care astăzi plătim cu toții penalități că nu-l atingem. Doi, cred că vom veni în sprijinul cetățenilor pentru a scăpa de aceste deșeuri voluminoase care astăzi, mare parte din ele sunt abandonate pe diverse spații verzi. Și sigur că dacă reușim să și valorificăm aceste deșeuri din diverse, demolări sau ce avem, chiar este un lucru foarte bun. Deci avem doar de câștigat din această investiție și sigur că eu sper să pot să să ducem la bun sfârșit acest proiect. Dacă aveți întrebări? O întrebare așa de eu, nu este strict legat de acest subiect. Legat de colectarea deșeurilor, nu știu, din punctul meu de vedere ca cetățean,
Dacă mașina pentru gunoi menajer vine o dată de săptămână, iar cea pentru cel reciclabil o dată la două săptămâni, nu mi se pare ok. Adică, nu știu, eu ca și familie scot mult mai mult selectiv decât cel menajer. Nu știu, nu se poate face o... Am, să știți că am făcut o analiză și inițial mașina pentru selectiv venea săptămânal și nu avea ce să ridice și atunci erau costuri pentru transport la fel de mari. Am întrebat și am făcut tot felul de, eu știu, informări. Bă, data de mașina de, eu știu, noi trece pentru a ridica deșeurile reciclabile. Nu sunt la momentul de față suficiente cantități pentru a justifica solicitarea noastră. E bine. Dar ridicăm o tonă și plătim mașina transport întreg și nu suntem eficienți. Nu, tocmai nu a sprijinit colectarea selectivă, având mai mult transport pentru selectiv decât cel... Teoretic așa și practic așa okay. Trebuie să se întâmple, la momentul ăsta avem o situație cât de cât pentru cel selectiv, pentru cel menajer este full tot timpul mașina? E... Da, la cel menajer suntem... adică sunt gândite în așa fel trasele încât fiecare mașină să plece, da, adică nu, că altfel nu suntem nici aici. Și ce problemă avem noi toți din comunitate? Și la momentul ăsta scoatem un amestec, menajerul cu diverse. Foarte rău. Și foarte rău. Și nu, dar mă gândesc că când a început colectarea era o săptămână o dată. Când am băgat selectivul, nu mi se pare să vină tot săptămânal, adică trebuie să cumva să... Aici avem o problemă. Adică ei vin. Dacă noi nu ne facem adresă și cerem să vină săptămânal, vin și vin orice săptămânal. Problema e ce să nu se vină aia mașinile. Că orice fel de solicitarea noastră în plus înseamnă bani. Și dacă nu ne scad cheltuielile și nu ne scade vis-a-vis de noi menajeri care plătim, atunci n-am făcut nimic. Eu mai mult îmi doream, cum ar fi, să scadă numărul mașinilor pentru deșeurile menajere decât și dacă e posibil să crească pentru cele selective. Știți că într-unul din proiectele aprobate am prevăzut înființarea celor insule ecologice. Insule ecologice, asta practic vine să găsească un răspuns la ce spuneți dumneavoastră. În acele insule ecologice vom avea doar deșeuri reciclabile și în momentul în care mașina vine la două săptămâni, descarcă pe lângă cubela de reciclat din gospodăria fiecăruia și acele insule ecologice. Și eu sper ca cantitatea de să crească. Da. Deci, la momentul ăsta, se plimbă mașinile. Din cauza că nu înțelegem cu toții să selectăm mai mult, să scoatem cu noi menajer, numai cei menajer și restul să ducem pe partea de... Da. Avem o problemă. Dacă nu mai sunt întrebări... Mulțumim. Dacă nu mai sunt întrebări, supunem la vot punctul numărul 9 de pe ordinea de zi. Cine este pentru? Se abține cineva? Este cineva împotrivă? În unanimitate a fost adoptat și acest proiect de hotărâre. Punctul numărul 10, diverse. O să-i dăm cuvântul domnului primar, după care, dacă vă înscrieți, deschid o listă, domnul Gândă. La diverse câteva lucruri aș vrea să amintesc. În primul rând, ultimul, să zic, apel așa pentru deținătorii de oi. Știți că avem 21 mai termen limită pentru a ridica oi de munte. În proporție de 90% lucrurile au fost înțelese. În ultima stă de net, mai fac un apel către cei care n-au plecat între oile din zonă, dacă au pășuni închiriate sau ceari din zonă, să le țină în zona respectivă, dacă nu, rugămintea mea este să meargă către zonele pe care le-au concesionat. A doua, legat tot de partea de pășunat, pentru, în cazul 2, să zic, B, pentru pășunatul bovin, înțeleg și am câteva plângeri la birou, câțiva cetățeni care au concesionat teren pentru pășunatul bovin, înțeleg că au închis cu garduri electrice acele suprafețe pe care le-am concesionat. Ceilalți care nu au contracte concesionate și au o vacă sau două,
nu mai pot frășuna. Rugămintea mea este cei care îți închis cu garduri electrice pentru pășunatul bovin, să dați acele garduri jos, pentru că pășunatul se face împreună, în devărmășire. Toată lumea nu înseamnă că dacă ați concesionat 2, 3, 5 hectare, 10, ați închis garduri electrice acolo și ceilalți nu mai au voie să pășuneze. Aveți obligația de a curăța acel teren, de a lua subvenții ce aveți dumneavoastră acolo, dar nu de a închide garduri. Dacă aveți și întrebări ceva dumneavoastră, vă rog. Domnul de vreține, vă rog. Da. Știți că săptămâna când am avut ședința extraordinară, vă spuneam de podul de la Fier, de Fier de aici. Da. Da, și ar trebui reînnoită adresa către CNAIR. A fost un accident, deja balustrada aia stă să cadă. Dar trebuie reînnoită adresa să vină să facă ceva cu podul respectiv, că... Noi le-am dat deja colegilor pe urmanezi din temul de casă, am impresia că au și transmis, verific astăzi, cred că au și transmis adresa, pentru că, repet, sunt mai multe zone care țin de CNAIR, luate în analiză și o să verific dacă cred că a și transmis-o. Mulțumesc. Către... Și așa mai o întrebare. Dacă există o posibilitate în zona asta, de la poarta 2 până la rachetă, să se plombeze un pic. Bine, vara de acum se mișcă traficul. Cu siguranță facem tot ce ține acolo. Știți că am mai spus punctua. Și... da, am mai spus și data trecută, așteptăm acolo lucrări de canalizare și mai lucru nu vom face, dar am avut discuții cu colegii, inclusiv ce soluții să aplicăm. Sunt zone în care vom pune asfalt rece, zone în care înțeleg de la specialiști că ar merge turnat ceva cald în zona respectivă. Deci, maxim 2 săptămâni, cred că vom avea reparațiile alea făcute. Deci, cu siguranță. Și lucrările la centură vor începe? Astăzi am semnat ordinul de începere a proiectării. Am, așa cum vă spuneam și data trecută, am avut adjudecat, am semnat contractul de proiectare și execuție. Au avut 15 zile termen de depunerea garanției, că este o garanție mare, 1,6 milioane de lei, pare mi se. Au transmis acea poliță de asigurare. Astăzi am semnat ordinul de începere a proiectării. După grafic avem 2 luni de zile proiectare și 18 luni execuție. Eu sper să îi vedem cât mai repede pe șantier. Mulțumim. Mulțumesc. Mulțumim. Dacă nu mai sunt întrebări, închidem ședința ordinară a Consiliului Local din data de 29 a 5 a 2023. Vă mulțumim. Mulțumim. Mulțumim.